Aur i-a cerut Gabrielei Firea să blocheze avortul și educația sexuală în România. Ca să vedem cum arată Aur, cine este partidul acesta, cu ce se ocupă oamenii aceștia și care sunt valorile pe care le au. Au reușit să facă dintr-o Gabriela Firea conservatoare, religioasă, din toate punctele de vedere, să o, să o facă pe Gabriela Firea să pare ca fiind o progresistă. În contextul acesta, în care a avut o confruntare cu aur. Dar hai să vedem uh, pas cu pas ce s-a întâmplat. Gabriela Firea este ministrul propus pentru Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse. Dante Nasă de la Aur. Îl știm pe domnul Dante Nasă, uh, domnul Dantenasă care e gata aproape să sare la bătaie în Parlamentul României. Uh, e foarte supărat uh, neo-legionarul -Dante neo Dantenasă. Senatorul Aur, Dan i-a cerut Gabrielei Firea să blocheze demența educației sexuale în școli și a avortului. Tănasă este președintele Comisiei pentru Egalitate de Șanse între femei și bărbați din Senat. Ca să înțelegem ce glumă e politica românească cu un astfel de personaj comintă întunecată cu idei retrograde, Dan Tanasă, președintele Comisiei pentru Egalitate de Șanse. Nădăjduiesc că sunteți o persoană cu frica de Dumnezeu și veți bloca demența educației sexuale în școli. Veți bloca demența avortului ca mijloc de contracepție. Spunea Dantănasă, senator, aur, partid ultraconservator în Parlamentul României. Gabriela Firea și răspunsul ei. Motivul pentru care spun că în comparație cu Dantănasă, Gabriela Firea este o progresistă. Dar asta nu pentru că ea chiar ar fi lucrurile acestea, chiar ar avea aceste valori, ci pentru că aur sunt atât de departe de ideile mainstream din România, de oamenii normali din România, atât de conservatori, încât, prin contrast, fac, o fac pe Gabriela Firea să pară progresista. Răspunsul Gabrielei Firea. Voi milita pentru drepturile femeilor. Ele se decide și să dispună de propria lor viață de propriul lor corp. Voi milita ca toate femeile să aibă acces la servicii medicale de calitate, de consiliere, de îndrumare, astfel încât împreună cu familiile, cu persoanele apropiate, cu duhovnicul, aici m-a pierdut puțin, să ia cea mai bună decizie în viața lor. Sunt pentru libertatea de a alege a fiecarei persoane în parte și nu contravine cu dorința mea imensă de a crește natalitatea în România. Nu cu orice risc și nu de această manieră că nu ne întoarcem înainte de Revoluție. De asemenea, Gabriela Firea mai târziu a spus că este și pentru educația sexuală în școlile din România, educație sexuală cu componentă de educație sexuală, educație sanitară cu o componentă de educație sexuală cu acordul părinților și nu neapărat la orice vârstă. Da, mi s-a părut foarte interesant momentul acesta pentru a înțelege încă o dată ce reprezintă Aur în politica din România, pentru că. Deja, uh, suntem obișnuiți cu ideea că partidele românești sunt conservatoare. Cu foarte puține excepții, parlamentari în general sunt conservatori sau chiar ultraconservatori. Dar aur reprezintă un pericol nou. Un nou val de ultraconservatorism. ne întoarcem mult în timp cu ideile acestea retrograde, cu mințile acestea întunecate din aur. Oamenii din aur care, neironic, ei și susținătorii lor Folosesc sintagma My Body, My Choice, vorbind despre vaccin, adică corpul meu, alegerea mea. Atunci când vorbim despre vaccin, neironic folosesc formularea aceasta. Dar ei vor libertatea de a-și impune propriile valori în societate. My Body, My Choice, trupul meu, alegerea mea la vaccin, la avort, nu? Aici trebuie să intervină statul și să oblige femeile să ducă la capăt sarcini nedorite. Iar în momentul acesta, e important să înțelegem ce reprezintă aur cu adevărat, pentru că în opoziție e ușor să devii popular, mai ales dacă ai un guvern incompetent, dacă ai decizii nepopulare luate de acel guvern incompetent, e foarte ușor să te prezinți ca salvator, ca uh, cei care sunt de partea dreptății. Și foarte mulți oameni e posibil să cadă în capcana asta, să creadă că aur, prin opoziția pe care o face, chiar reprezintă o alternativă serioasă pentru România. Reprezintă o alternativă pentru România dacă îți dorești astfel de valori. Dacă îți dorești să ne întoarcem în trecut, într-o Românie în care avortul este ilegal, asta nu înseamnă că avortul dispare. Înseamnă că avortul e din nou uh, nesigur și că se face în mod ilegal, în condiții improprii uh, și cu foarte multe victime. Acolo se va ajunge. Educație sexuală. Vrei ca avortul să nu mai fie folosit ca mijloc de contracepție? Păi nu ar fi oare nevoie de educație sexuală? De mijloace de contracepție oferite poate chiar gratuit? Adolescenților, ca să nu se întâmple lucrul acesta? Nu? N-ar fi în regulă să avem o astfel de abordare? Dan Nasă de la Aur și partidul său ultraconservator vor să ne întoarcem în timp. Vor să ajungem în acea perioadă în care avortul era ilegal în România. Să nu vorbim despre educația sexuală, de parcă nu ar fi un lucru de care uh, toți adolescenții uh, se vor lovi între ghilimele la un moment dat. Ideal e să nu te lovești de educația sexuală, dar vor ajunge la un moment dat în care vor avea nevoie de informații și poate că unii uh, vor obține informațiile pe cont propriu, dar asta nu înseamnă că nu e nevoie de un cadru uh, normal în școlile din România. În care să primească inclusiv astfel de informații, iar referitor la avort, acolo își dorește România să se întoarcă, în perioada în care avortul era ilegal? Cu mințile acestea întunecate, ultrareligioșii care vor să interzică avortul în România, sunt oamenii, neironici, încă o dată, neironici, care vorbesc despre my body, my choice, referitor la vaccin, și se întorc imediat și îți spun că avortul trebuie să fie ilegal, că e o crimă. Aceștia sunt neolegionarii, fasciștii, care vor să preia puterea în România. Nu mă ferez de cuvintele astea, pentru că e suficient să-i analizezi pe oamenii aceștia ca să înțelegi ce valori reprezintă și ce își doresc să facă în momentul în care vor ajunge la putere. Sunt cei care strigă libertate în gura mare. Vor libertatea lor de a-ți spune ție ce să faci. Vor libertatea lor de a-ți impune ție propriile lor valori, propria lor morală. Aceștia sunt oamenii care strigă zilele acestea în gura mare libertate, libertate, când ei vor exact opusul. Ei sunt cei care vor mai multe restricții, mai multe reguli, dar sunt reguli cu care ei sunt de acord și dacă ei sunt de acord cu regulile respective, atunci nu e dictatură, nu e impunere, atunci e normal, pur și simplu, normalitate. Că acelea sunt valorile lor. Și uite, am ajuns în momentul în care sunt de acord cu Gabriela Firea, ca să înțelegem cât de ciudată a devenit politica din România. Că pe lângă partidele vechi, care sunt deja conservatoare, îi avem pe acești ultra-conservatori aur în Parlamentul României, care prin comparație o fac pe Gabriela Firea să fie așa o imagine a progresismului în România, și îl puțin în contextul ăsta. Sunt convins că vor fi multe motive pentru care Gabriela Firea va trebui criticată în perioada următoare, că vor fi foarte multe, probabil, nu știu, inițiative cu care nu voi fi de acord, dar răspunsul la această întrebare e foarte bun, e ceea ce nu știu dacă așteptam de la Gabriela Firea. Dar uite, asta ne arată încă o dată că inclusiv reprezentativitatea e importantă în guvern și în general în viață. Pentru că ai nevoie de o astfel de perspectivă. O femeie care să ofere o astfel de perspectivă. O femeie ministru poate să fie la fel de proastă sau de bună ca orice bărbat. Evident. Faptul că pui o femeie nu înseamnă că ai rezolvat reprezentativitatea. Nu e totul. De asta nu înțeleg mulți reacționari. Sigur, reprezentativitatea nu e totul. Dar asta nu înseamnă că reprezentativitatea nu are valoarea sa. Nu aduce o perspectivă nouă. Avem din nou un guvern cu un singur ministru femeie, Gabriela Firea. Se pare că asta e cota care trebuie atinsă în România. E greu, nu știu, pentru mințile acestea reacționare să înțeleagă că, deși reprezentativitatea nu e totul, asta nu înseamnă că nu trebuie să tindem spre a avea un guvern care să reprezinte mai bine țara, nu? Inclusiv de asta e nevoie. Dacă jumătate din populația acestei țări, ba mai mult de jumătate, e de sex feminin, nu ar fi logic să avem mai mult de un ministru de sex feminin în, parlament, în guvernul României? Nu ar fi oare logic să se întâmple lucrul acesta? Nu oricine, nu orice persoană, poate nici măcar Gabriela Firea, deși răspunsul acesta, încă o dată, a fost bun pentru ultraconservatorii din aur. Reprezentativitatea e importantă, iar momentul acesta stă așa ca o dovadă clară că reprezentativitatea contează. Nu e totul. Contează. Nu știu cât reprezintă din valoarea unui ministru. Poate 5-10%. Dar asta nu înseamnă că nu contează să ai inclusiv un guvern care să reprezinte cu adevărat populația României. Aici suntem, în, care o vedem, în momentul în care o vedem pe Gabriela Firea ca o progresistă, în comparație cu aur. Evident, ca să înțelegem bine situația.